Duminica trecută ne-a vizitat fratele Călin, ne-a slujit din Efeseni, capitolul 6. Și în această seară aș vrea ca să rămânem în acel text și să mai medităm un pic asupra lui, să extragem mai mult pentru viața noastră de zi cu zi, pentru viața noastră de credință. Scopul meu în seara aceasta este unul simplu, dar în același timp foarte dificil. Vreau, metaforic vorbind, și de aceea vă rog să aveți Bibliile deschise, fie pe telefon, fie fizic, vreau, metaforic vorbind, să vă împing cu nasul în textul Scripturii. Vreau să aveți ochii pironiți pe text și vreau ca să vedeți din text, prin text, ceea ce Apostolul Pavel vrea ca să ne comunice, în așa fel încât scopul textului să devină o realitate în viața fiecăruia dintre noi și să fim echipați pentru a duce această luptă spirituală. Permiteți-mi să citesc textul, am să-l citesc de la versetul 10 la versetul 17. Citiți împreună cu mine atent și voi încerca să pun accent pe acele cuvinte care sunt deosebit de importante pentru a înțelege corect acest text. Efeseni capitolul 6, de la versetul 10. În cele din urmă, sau în concluzie, întăriți-vă, sau fiți tari, în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați toată armura pe care vă dă Dumnezeu, să puteți rezista uneltirilor diavolului, căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, autorităților și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. De aceea, luați sau primiți toată armura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua aceea rea, după ce ați făcut totul, să rămâneți în picioare. Așadar, țineți-vă tari sau stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății și încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Pe lângă aceasta, sau în toate circumstanțele, ar fi o altă traducere, în toate circumstanțele, luați scutul credinței cu care veți stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Haideți să mergem înaintea Domnului și să cerem binecuvântarea Lui și peste cuvântul din această seară. Doamne, vrem ca să fim îmbrăcați cu tăria Ta. Vrem, Doamne, ca să fim pregătiți pentru această luptă spirituală în care suntem angrenați. Vrem ca să rezistăm și să stăm în picioare. Vrem să împlinim tot ceea ce Tu ai rânduit ca noi să împlinim. De aceea te rog ca să ne călăuzești prin cuvântul Tău în această seară. De aceea te rog ca să ne împuternicești, să ne faci puternici prin lucrarea Duhului Sfânt. Te rog, Doamne, ca cuvântul Tău să fie aplicat inimilor noastre. Te rog, Doamne, ca să-L înțelegem. Te rog ca să privim prin El și să Te vedem pe Tine. Vrem ca inimile noastre să fie atinse, să fie transformate, să fie îmbărbătate, să fie cercetate, mustrate. Tu știi mai bine decât oricine de ce avem nevoie. De aceea venim înaintea Ta și Te implorăm ca să Te atingi de noi în această seară. Te implorăm ca să lucrezi. Te implorăm, Doamne, ca să-mi dai putere, să-mi dai călăuzire, să îmi dai cuvinte alese pentru poporul Tău. Amin. 8 sau 9 observații din acest text. Cum ziceam, vrem ca să privim în mod continuu în acest text, să fim cu nasul în carte și vreau ca să subliniem doar câteva aspecte din acest text, să le vedeți cu ochii voștri și să le aplicăm în viața noastră și să le practicăm prin rugăciune, să fie îndemnuri de rugăciune pentru noi în această seară. Primul aspect, trebuie văzut felul în care Apostolul Pavel începe acest pasaj și să vedem contextul în care se află. Cartea Efeseni în mare este împărțită, așa cum v-am mai spus, în două părți. Prima parte, care vizează ortodoxia, dreapta credință.
Apostolul Pavel vine și ne explică în prima parte a epistolei lui care este adevărata, corecta, dreapta credință. Da? Și pretenția lui este ca cei care ascultă epistola lui, citesc epistola lui, ca să se îndrepte după această învățătură care el o dă. A doua parte a epistolei vizează ortopraxia, care este dreapta trăire sau dreapta practică. Dacă pretinzi că ai adevărata credință, dacă pretinzi că crezi cu adevărat Evanghelia, dacă pretinzi că ești un credincios cu adevărat, trebuie să ai o trăire, o practică după acea dreaptă învățătură. Nu te ajută cu absolut nimică, în mod real, nu te ajută cu absolut nimică, să pretinzi că tu ai cea mai corectă, cea mai curată doctrină din lume și chiar să o ai, chiar să o însușești, chiar să o crezi, să o mărturisești, să faci parte dintr-o biserică care o afirmă, dar viața ta să fie total diferită de acea credință. Să nu ai o ortopraxie, practica ta. Domnul Iisus sublinează aspectul acesta deseori când acuză pe farisei că ei învață una și fac alta. Biblia condamnă pe cei care spun să nu furăm, de exemplu, și noi care propovăduim să nu furăm, furăm. Noi spunem altora să nu mintă și noi care spunem că Dumnezeu urăște minciuna, mințim. Noi spunem altora să nu facă lucrurile acestea care sunt urâte înaintea lui Dumnezeu și după aia mergem în lumea aceasta și facem exact ceea ce am propovăduit că Dumnezeu urăște. Dacă pretindem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, că cunoaștem învățătura adevărată despre Dumnezeu, cunoaștem adevărata Evanghelia Domnului Iisus Hristos, că credem acea Evanghelie, Apostolul Pavel vine și ne spune că această Evanghelie trebuie practicată în toate sferele vieții noastre. Și în Efeseni, Apostolul Pavel atinge diverse sfere în care Evanghelia are un impact, în care Evanghelia transformă în mod radical viețile noastre. De exemplu, atinge sfera familiei, da? Relația între soț și soție. Toată lumea, dacă nu știți nimic din cartea Efeseni, știți din Efeseni 5 că ați fost la un milion de nunți unde s-a predicat pe lângă Efeseni 5. Da? S-a citit Efeseni 5 și după aia ni s-a spus din experiența de viață a predicatorului și mai puțin despre misterul care este Hristos și mireasa lui. Dar cunoașteți acel text. Apostolul Pavel are pretenția că dacă ai o credință ortodoxă, practica vieții tale în căsătoria ta. Deci, măi, ce are jertfa Domnului Iisus Hristos? Ce are iertarea păcatelor? Ce are planul tainic care îl destăinuie Dumnezeu prin Apostolul Pavel în Efeseni 1 și 2 cu mine și soția mea și faptul că ne certăm din cauza că întârziem la biserică? Și Apostolul Pavel spune, are. Dacă crezi în acest plan tainic, dacă crezi că Dumnezeu te-a mântuit și pe tine și pe soția ta prin jertfa Domnului Iisus Hristos și nu prin meritul tău și că n-ai făcut nimic ca să fii mântuit, ci este după buna plăcere a voii lui Dumnezeu. Dacă crezi că ea este iertată fără merit prin harul lui Dumnezeu, la fel cum tu ești iertat fără merit prin harul lui Dumnezeu, atunci relația ta cu soția ta, spune Apostolul Pavel, va fi schimbată când înțelegi această taină. Vei fi pregătit să jertfești pentru soția ta sau pentru soțul tău, vei fi pregătit să ierți așa cum ai fost iertat? Da? Nu poți ca să pretinzi. Eu sunt foarte mirat, sunt șocat. Sunt șocat când văd credincioși care nu iartă. Și puteam venit să-i întreb, măi, recită-mi, te rog, rugăciunea Tatăl nostru. Și să-i opresc când ajung acolo în care Domnul Iisus Hristos spune și iartă-ne nouă păcatele noastre, precum și noi nu iertăm. Da? Domnul Iisus vrea să ne explice în rugăciunea domnească, în rugăciunea Tatăl nostru, că dacă am experimentat iertarea lui Dumnezeu, dacă ni s-a iertat așa de mult, fără vreun merit, va fi imposibil ca noi să fim felul de oameni care nu vom ierta. Doamne ferește ca Dumnezeu să ne ierte păcatele noastre exact cum iertăm noi păcatele altora. Hai să vă întreb foarte sincer. Care dintre voi nu aveți oameni cu care încă nu sunteți împăcați? Nu există în familia voastră o cumnată, un cumnat, un verișor care v-a greșit cândva. Și știi, n-ai nimică cu el, dar nu-l poți uita. Dacă ai experimentat cu adevărat iertarea
unilaterală, nemeritată, necondiționată a lui Dumnezeu, care te-a iertat pe tine pentru tot păcatul tău, fără ca tu să faci ceva, fără ca tu să meriți acel lucru. Este imposibil ca viața ta, practica ta, inima ta să nu fie impactată încât tu să fii felul de persoană care iartă greșelile altora. Și nu pentru că merită, nu pentru că sunt demn de iertare, ci pentru că ai experimentat iertarea lui Dumnezeu pe pielea ta. Apostolul Pavel, de exemplu, o altă sferă care o tratează este sfera între angajați și angajatori sau între robi și stăpâni. Și Apostolul Pavel din nou sublinează că această relație va fi transformată radical. Practica unui angajator creștin este total diferită decât practica, sau ar trebui să fie, total diferită decât practica unui angajator necreștin. Odată mergeam la Târgu Mureș cu fratele Iuliu și povesteam tot felul de lucruri și fratele Iuliu îmi spune despre un frate, între ghilimele, în Cluj, nu știu cum a ajuns la aspectul ăsta, cred că discutam despre dezvoltarea economică și necesitatea pentru creditare ca economia să dezvolte, amândoi fiind implicați în diverse feluri de business. Și zicea el, păi uite, mulți au dezvoltat un bani împrumut de la tot felul de oameni, de la cămătar, de la așa mai departe. Și zice, uite, la Cluj era un cămătar pocăit. Și pentru mine asta era o mare contradicție în termeni. Cămătar pocăit. Cum e asta? Și am întrebat fratele lui, dar poți să-mi explici și mie ce face un cămătar pocăit când nu primește banii înapoi? Și Iuliu s-a uitat, mi-a zis, măi, ce face și ăla nepocăit? Adică ce face? Nu știu, bănuiesc că ăla vine, îți rupe picioarele, îți rupe o mână, îți dă păstă cap, îți amenință familia. Nu știu, n-am luat bani de la cămătar vreodată, dar m-am uitat la filme. Și în filme cam astea fac cămătarii când nu primesc bani. Cum ar putea un pocăit, de exemplu, să fie un cămătar creștin? N-ar putea! Evanghelia, când ar străpunge inima unui cămătar și l-ar face într-adevăr pocăit, ăla s-ar lăsa de meseria lui. La fel cum de alte meserii care nu sunt demne de numele Domnului Iisus Hristos. Sau alte meserii care ar interfera cu viața de creștin. Dacă ai, de exemplu, o meserie care îți dictează ca să nu fii niciodată la biserică. Aia este o meserie de care ar trebui ca să te lepezi. Sau să-ți o conturezi în așa fel încât să-ți permită prezența ta în biserică, pentru că porunca Scripturii este ca să nu lipsim de la adunarea noastră la oaltă, cum a unii obicei. Da? Viața noastră, ca și angajați, ca și angajatori, ca și familiști, ca și oameni în societate, va fi radical transformată de Evanghelie. Și de fapt este această transformare radicală care setează scena pentru această luptă spirituală. Este această transformare radicală care face necesară această luptă spirituală. Să știți, diavolul nu se luptă cu creștini amăgiți. Diavolul nu se luptă cu oameni care pretind că sunt creștini, dar nu au de fapt transformarea Evangheliei în viața lor. Diavolul a câștigat acea luptă. Cu acei creștini care au ridicat o mână, cu acei creștini care au făcut un botez de formă, cu acei creștini care pretind că cred, dar au credința dracilor și trăiesc ca și niște draci, Satan a câștigat acea luptă. Cea mai dibace metoda Satanei ca să lupte împotriva lumii acesteia și împotriva lui Hristos nu este ca să nege Evanghelia, ci este ca să dea oamenilor o falsă Evanghelie. În momentul în care un om își asumă și își pune încrederea într-o falsă Evanghelie și trăiește o viață în conformitate cu acea falsă Evanghelie și nu în conformitate cu Scriptura, diavolul stă relaxat. A, păi, Satana nu ar fi îngrijorat că oamenii ăștia merg la biserică? Nu. Nu dacă în acea biserică se predică și se practică o falsă evanghelie. Păi n-ar fi Satana supărat dacă oamenii aceștia se duc în Paști, în Crăciun, la biserică și aprind lumânări și așa mai departe? Nu! Satana este foarte fericit că ei fac lucrurile acestea. Pentru că el nu mai are nicio luptă de dus. Satana nu va lupta niciodată împotriva religiei. Satana este poate cel mai mare fondator de religii. Este cel care dă impulsul oamenilor ca să pornească tot felul de religii gândite de oameni, făurite de oameni. De ce? Pentru că orice variantă care nu este adevărata credință, orice variantă care nu este adevăratul Hristos, este anticristul și este rolul Satanei să dea o alternativă omului în afară de Hristos. Și în momentul în care omul ia acea alternativă,
Satana a câștigat bătălia. Bătălia reală se poartă acolo unde Evanghelia străpunge inima unui om. Produce acea transformare radicală și acel om începe și trăiește viața lui după dreapta credință. Acel om începe și trăiește în mod radical după tot ceea ce a poruncit Hristos. Acolo Satana întotdeauna va căuta să lupte, pentru că are împotrivă la ce să lupte. Când tu vrei ca să-ți cârmuiești familia după standardele lui Dumnezeu, după înțelepciunea Scripturii, Satana va fi acolo cu cohorta lui ca să lupte împotriva acelor decizii. Când tu vrei ca să-ți conduci afacerea după principiile Scripturii, Satana va fi acolo să te tenteze cu lucrurile acestei lumi. Când tu vrei ca să fii un angajat plăcut lui Dumnezeu și să lucri pentru angajatorul tău cum ai lucra pentru Hristos, Satana va fi acolo să te ispitească. Satana va fi acolo ca să te asuprească prin colegii tăi. Oricând vei căuta ca să trăiești viața ta în conformitate cu Scriptura, o viață transformată prin Evanghelie, Satana va încerca să deraieze aceste eforturi. Când tu vrei ca să chiulești cum chiulesc toți angajații, Satana n-are nicio treabă. Când tu vrei ca să furi cum fură toată lumea, Satana n-are nicio treabă. Când tu vrei ca să minți cum mint toată lumea, Satana nu are nicio treabă. Când tu vrei ca să fii indiferent față de sănătatea spirituală a familiei tale, Satana nu are nicio treabă. Apostolul Pavel, după ce prezintă ortodoxia, dreapta credință, și ortopraxia, dreapta trăire acestei credințe, ajunge la această concluzie a epistolei lui și textul nostru începe în acest fel. În cele din urmă, sau în concluzie la tot ceea ce a zis până aici, în concluzie la Evanghelia adevărată provăduită și la chemarea credincioșilor de a trăi această Evanghelie, în concluzie la această realitate, ne aflăm într-o luptă spirituală. Altfel spus, lupta spirituală este în concluzie la ceva, este punctul culminant a unui lucru, și anume, lupta spirituală vine în urma Evangheliei propovăduite și răspunsul nostru cu pocăință și credință constantă față de această Evanghelie propovăduită. Evanghelia propovăduită, la care noi răspundem cu pocăință și credință, este acel instrument prin care suntem înscriși în această luptă, prin care suntem înscriși în această armată. Problema este că avem foarte mulți oameni care se consideră că sunt creștini, se consideră că sunt într-o luptă spirituală, chiar vorbesc în felul acesta. Frate, am de purtat o mare luptă spirituală, am de făcut o mare lucrare, am de făcut o mare slujire. Foarte mulți oameni se amăgesc și nu luptă cu nimic. Și nu slujesc pe nimeni. Pentru că viața lor nu este în concluzie la ceva. Nu este în concluzie la Evanghelia care li s-a propovăduit, la care ei au răspuns cu adevărată pocăință și credință. Apostolul Pavel vine și ne semnalează prin acest text o chemare la perseverență în concluzie la o Evanghelie propovăduită și o Evanghelie acceptată, primită, crezută, la care s-a răspuns cu credință și pocăință deplină. O Evanghelie care a făcut ravagii în viața oamenilor care au auzit-o și au răspuns cu pocăință și credință. O Evanghelie care a atins toate sferele din viața lor. Acești oameni sunt oamenii angrenați într-o luptă spirituală. Nu oamenii care au ridicat o mână și se duc la biserică și ei să cred soldați în armata lui Hristos, dar n-au niciunul dintre roadele Duhului Sfânt, dar n-au nicio dovadă că viața lor ar fi fost transformată prin Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii aceia care au o falsă credință și o falsă trăire au căzut în cea mai dibace capcană a Satanei. Au primit din mâna Satanei o alternativă, o religie, o alternativă la adevărata credință în Domnul Iisus Hristos. Și împotriva lor, Satana nu luptă. Satana îi ajută să trăiască viața lor în continuare
să se amăgească în continuare, ca la final Dumnezeu să se spună, plecați de la mine, nu v-am cunoscut niciodată. Noi, în schimb, ne aflăm în această luptă spirituală. Și Apostolul Pavel vine și ne spune că în concluzie la mesajul lui despre dreapta credință și dreapta trăire, în concluzie la acceptarea, primirea, credința noastră în această Evanghelie vestită de El, în Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, în concluzie la viața noastră de pocăință, am intrat în această luptă spirituală și trebuie să fim pregătiți pentru această luptă. În cele din urmă, în concluzie, Apostolul Pavel ne spune, întăriți-vă, fiți tari. Este un verb imperativ, un verb prezent pasiv. Ceea ce sublinează pentru noi a doua observație, care este paradoxul puterii creștine. Paradoxul puterii creștine este acesta. Cum să fim tari fără ca noi să fim cei ce suntem tari? Ce vreau să spun prin asta? Apostolul Pavel ne spune că în concluzie la Evanghelia lui care a fost propovăduită, la Evanghelia care este trăită, ne aflăm în această luptă spirituală și avem nevoie ca să ne întărim, să fim tari. Problema este că gramatica folosită este una paradoxală. Este un verb, dar este pasiv. Este un imperativ, dar este pasiv. Altfel spus, fă ceva, dar nu poți face. Ești responsabil, dar n-ai puterea să o faci. Ai nevoie de putere, dar n-ai cum să o obții. Asta este paradoxul puterii creștine. Cum să fim tari, fără ca noi să fim cei care suntem tari. Și Apostolul Pavel ne dă soluția la acest paradox. Cum noi, cei care avem nevoie de această putere, cum noi care suntem angrenați în această luptă, din pricina Evangheliei care am crezut-o, ca să fim întăriți, să fim tari, în mod constant și totuși din afara noastră. Să fie ceva care se împlinește în noi, dar este împlinit în noi de Dumnezeu. Și soluția este aceasta. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Soluția la acest paradox, soluția la această problemă care o are creștinul, că el este angrenat într-o luptă spirituală, că el are nevoie de o putere extraordinară, că el trebuie ca să ducă această luptă, dar el nu are cum. El nu are de unde să aibă această putere. Este aceasta. Trebuie să fim tari, dar nu în noi, ci în Domnul și în puterea tăriei Lui. Paradoxul tăriei creștine este că creștinul are o putere care nu este a lui. Creștinul are o sursă de putere care vine din afara lui. Dumnezeu este cel care ne poruncește, prin Apostolul Pavel, să fim tari, și Dumnezeu este cel care ne dăruiește puterea lui, încât să putem fi cu adevărat tari. Al treilea rând, Apostolul Pavel sublinează pentru noi această nevoie de o putere care vine din afara noastră, folosind un limbaj, o metaforă care face foarte clar și foarte lucid acest concept. Apostolul Pavel ne spune că trebuie ca să ne întărim prin faptul că suntem îmbrăcați. Folosește această metaforă a îmbrăcării, care o mai folosește de diverse ori, ca să ne îmbrăcăm cu omul nou, de exemplu, dar în acest caz este un acest limbaj al îmbrăcării cu tăria lui Dumnezeu. Altfel spus, întărirea noastră se produce, ne spune Apostolul Pavel, atunci când suntem îmbrăcați cu ceva din afara noastră, cu ceva care nu este al nostru. Atunci când suntem îmbrăcați cu puterea lui Dumnezeu, cu armura lui Dumnezeu, noi care nu suntem puternici beneficiem de armura lui Dumnezeu. Noi care nu suntem în stare să ne apărăm, suntem apărați de puterea lui Dumnezeu. A fi întăriți și a fi îmbrăcați în acest text este evident un paralel făcut de Apostolul Pavel, mai ales în limba originală. Întăriți-vă sau fiți tari este un paralel direct cu îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu. Vrei ca să fii tare?
Vrei ca să poți rezista? Vrei ca să ai putere pentru această luptă spirituală? Nu te mai uita în lăuntrul tău. Nu te mai uita la resursele tale. Nu mai te uita la armele care tu le ai la dispoziția ta. Caută, dorește-ți să fii îmbrăcat cu toată armura pe care vă dă Dumnezeu. 4. Apostolul Pavel ne subliniază necesitatea și eficiența întregului. Soluții parțiale, ne spune Apostolul Pavel, nu sunt soluții. A face lucrurile așa cum ne place nouă românurilor, da? Să le facem cu jumătăți de măsură, nu merge. Nu funcționează în viața spirituală. Apostolul Pavel ne atrage atenția că ori totul, ori nimic. Dacă vrem ca să rezistăm în această luptă, avem nevoie de putere, avem nevoie ca să primim această putere fiind îmbrăcați, dar avem nevoie să fim îmbrăcați cu toată armura pe care vă dă Dumnezeu. Toată armura. Nu doar o parte, nu doar jumătate, nu doar 80%, ci tot ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziția noastră, noi trebuie să ne însușim și să ne îmbrăcăm cu această armură. Mulți credincioși sunt în pericol ca să nu facă față la problemele vieții acestea. Sunt în pericol ca să fie dărâmați pentru că nu acceptă soluția integrală a lui Dumnezeu. Pentru că ar vrea să primească o parte din resursele lui Dumnezeu, dar n-ar vrea să primească totul de la Dumnezeu. Ar vrea să mai facă ei un pic. Ar vrea să mai aibă și ei o contribuție. Ar vrea ca să mai rezolve și ei o problemă. Apostolul Pavel vine și ne spune că necesită o acceptare totală a soluției lui Dumnezeu. Necesită să lupți în această luptă echipat 100% doar cu armele lui Dumnezeu. Îmbrăcat doar cu puterea lui Dumnezeu. Toată armura pe care vă dă Dumnezeu. Dumnezeu ne lasă la îndemâna noastră tot felul de arme spirituale. Ne lasă cuvântul Lui. Ăsta îl cam marginalizăm. Ne lasă părtășia frățească. Asta o cam evităm. Ne lasă disciplina bisericească. Asta o cam detestăm. Ne lasă rugăciunea. Ne lasă tot felul de instrumente ale Harului prin care noi suntem împuterniciți să ducem această luptă. Și cei mai mulți creștini sunt creștini la dietă. Creștini care vor să ia numai un pic din bufetul acesta, din masa aceasta minunată care Dumnezeu ne-a lăsat. Sunt creștini care vor să îmbrace doar parțial din soluția lui Dumnezeu. Dacă vreți să rezistați în această luptă în care suntem angrenați, trebuie ca să acceptați întreaga soluție a lui Dumnezeu. Trebuie să îmbrăcați toată armura pe care vă dă Dumnezeu. Chiar dacă de multe ori anumite aspecte nu le înțelegem. Chiar dacă de multe ori anumite lucruri nu ne sunt plăcute inițial. A avea putere prin puterea lui Dumnezeu necesită o capitulare în care noi ne punem jos armele noastre, noi ne punem jos soluțiile noastre și acceptăm toată armura lui Dumnezeu. 5. Care este scopul? De ce trebuie să facem aceasta și care este rezultatul dacă acceptăm puterea și soluția lui Dumnezeu? Apostolul Pavel ne spune foarte clar. Ca să puteți rezista uneltirilor diavolului. Scopul este ca să rezistăm. Și rezultatul este că dacă acceptăm soluția lui Dumnezeu, dacă acceptăm puterea lui Dumnezeu, dacă luptăm cu armele lui Dumnezeu, dacă nu căutăm puterea în lăuntrul nostru și căutăm puterea la Dumnezeu, vom rezista. Cum se vehicula? Hashtag rezist, da? Toată lumea în România rezistă. Nu știu la ce rezist. Mie mi se pare că nu rezistăm. Mie mi se pare că nici noi bisericile nu mai rezistăm la asaltul satanei împotriva valorilor creștine. La asaltul satanei împotriva Evangheliei. Nu avem cum rezista. Decât dacă capitulăm eforturile noastre umane, decât dacă capitulăm tacticile noastre, dacă capitulăm puterea noastră și acceptăm toată armura pe care Dumnezeu ne-o dă.
Scopul Apostolului Pavel, de fapt, în această concluzie, este aceasta. Este o chemare la perseverență. Este o chemare ca noi să rezistăm în această credință, pe această cale pe care Dumnezeu ne-a pus și să ne arate cum vom putea rezista în această misiune imposibilă. În al șaselea rând, Apostolul Pavel ne arată nevoia noastră deosebită pentru această putere. El spune în felul următor, căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor și autorităților și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Apostolul Pavel ne spune că dușmanul nostru nu este natural. Dușmanul nostru nu este uman. Dușmanul nostru este de natură supranaturală. Dușmanul nostru este Satana și toți soldăței lui, toți dracii lui care îi fac scopurile, care îi împlinesc misiunile. Dușmanul nostru nu sunt cei din jurul nostru, nu este nici problema politică, nici problema economică în primul rând, nici problema socială. Dușmanul nostru nu este de natură omenească sau naturală. Dușmanul nostru este supranatural. Este Satan. Căci, adică pentru că, ne spune Apostolul Pavel, pentru că avem un dușman supranatural, și anume pe Satan, avem nevoie de o putere supranaturală, de puterea lui Dumnezeu. Important de înțeles acest lucru. Noi nu vrem o putere supranaturală doar să ne simțim noi mai bine. Noi nu vrem o putere supranaturală doar să ne dăm noi mari. Uite ce minuni putem noi să facem. Uite ce lucruri extraordinare s-au făcut la noi în biserică. Noi cerșim, noi cerem, noi implorăm pe Dumnezeu să ne dea toată puterea Lui, toată armura Lui. Pentru că suntem angrenați într-o luptă supranaturală. Pentru că dușmanul nostru nu luptă cu arme naturale. Pentru că dacă nu avem o putere supranaturală, superioară a inamicului nostru, nu vom face față la aceste asalturi. Pentru că avem un dușman supranatural, avem nevoie de o putere supranaturală și anume de puterea lui Dumnezeu. Atenție la pericolul pendulării în extreme. Și extremele aici ar fi între misticism și naturalism. Misticismul care atribuie absolut tot la Satan. Absolut tot ceea ce se întâmplă în viața ta este o uneltire a Satanei. Se strică mașina, cu siguranță Satana a trimis un drăgușor acolo sau a venit el personal și mi-a stricat mie mașina. Da? Orice se întâmplă, Satana și-a băgat degetele. A, iarăși a băgat mânuțele Satana pe acolo. Nu-i dați chiar așa de mult credit. Satana nu este omniprezent. Satana nu este omnipotent. Satana nu poate ca să fie și la mașina ta să strice turbo și la mașina mea să strice turbo în același timp. Are el mulți dragi, dar sunt mai multe turbouri decât sunt dragi. Nu tot ceea ce se întâmplă rău în lumea asta. Păi gândiți-vă, dacă mecanicii n-au timp pentru mașina ta, cum are Satana? Nu tot ceea ce se întâmplă rău în viața ta este o uneltire a Satanei. Anumite lucruri se întâmplă pentru că pur și simplu, în mod natural, între ghilimele natural, Dumnezeu a îngăduit așa. Oamenii care suferă de superstiții și de misticism văd o influență demonică în orice. S-a îmbolnăvit copilul? Oh, ceva dragi la noi în casă, da? Are febră? Oh, e dracu febrei. S-a întâmplat ceva la serviciu? Oh, Satana a intrat în șeful meu. Ceva de genul. S-ar putea că ai fost un angajat foarte ineficient și de aia te-a concetat. Nu Satana, șeful. S-ar putea ca să fie lucruri naturale, normale care se întâmplă. Sau s-ar putea, și nu negăm lucrul acesta, că Satana a îngăduit de Dumnezeu să intervină în viața unui credincios și să-l încerce așa cum Satan i-a fost permis să-l încerce pe Iov. S-ar putea ca Dumnezeu să permită Satanei ca să-ți ia familia într-o seară. S-ar putea ca să permite să-ți ia mașina și serviciu. Dar nu cădea în extrema misticismului în care Satana este responsabil pentru toate. Dacă vrei ca să găsești cineva care este în control peste toate, du-te la Scriptură și caută-L pe Dumnezeu. El le-a rânduit pe toate. Satana nu este altceva decât un
împlinitor, care nu este binevoitor a voii necunoscute a lui Dumnezeu. Cineva zicea că și Satan, în mod neștiutor, trage la carul lui Dumnezeu. Trage spre împlinirea istoriei exact așa cum a scris-o Dumnezeu. Nu-i dați prea mult credit. Nu cădeți în extrema misticismului în care credeți că totul este o uneltire supranaturală. În cealaltă parte a pendulării este naturalismul. Naturalismul care, deși mulți se consideră creștini, nu mai cred în nimic supranatural. Nu mai cred că există uneltiri demonice. Nu mai cred că noi luptăm împotriva lui Satan și împotriva duhurilor rele. Totul trebuie explicat doar natural. Totul este doar științific. Totul este doar rațional. Creștinismul, așa cum ne-a explicat fratele Andrei dimineață, nu este ceva irațional, dar este ceva care depășește rațiunea umană. Este ceva suprarațional. De aceea noi trebuie să fim echilibrați și să știm că ne aflăm într-o luptă spirituală, să știm că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă pentru că Dumnezeu așa a îngăduit, pentru că Dumnezeu așa a rânduit, fie că sunt încercări normale, naturale, fie că sunt încercări supranaturale. Trebuie să fim echilibrați și să realizăm că ambele sunt realități în viața creștinului. Că fiecare dintre noi va fi încercat și în felul normal, natural, și în felul supranatural, prin uneltirile satanei și prin uneltirile duhurilor rele. La al șaptelea rând, în versetul 13, Apostolul Pavel ne reiterează această poruncă. După ce ne-a pus o temelie și ne-a arătat că e nevoie de această putere, el vine și spune în versetul 13, de aceea, acum că ne-a explicat, vine și ne reexplică nevoia acestei puteri. De aceea, Apostolul Pavel caută să ne explice de ce avem nevoie de această putere și de această soluție a lui Dumnezeu. De aceea luați sau primiți, ar fi o altă traducere, luați toată armura lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne explică ce trebuie să facem. Pentru că luptăm împotriva lui Satan. Pentru că dușmanul nostru este supranatural. De aceea primiți, acceptați această armură a lui Dumnezeu. Ca să puteți rezista. Ne arată din nou rezultatul lupții cu această armură. Rezultatul vieții spirituale prin puterea lui Dumnezeu și nu prin puterea noastră proprie. Rezultatul luptei împotriva satanei atunci când noi ca și creștini capitulăm, renunțăm la propriile noastre forțe și luptăm prin forța și prin puterea lui Dumnezeu. De aceea este esențial să facem acest lucru. Să capitulăm tot ceea ce noi credem că avem și să luăm integral toată armura lui Dumnezeu. Să luăm soluția lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu luăm pe-a Lui, armura noastră este ineficientă. Soluția noastră nu va rezolva problema. Și în cele din urmă vom falimenta în lupta aceasta dacă nu acceptăm soluția lui Dumnezeu. De aceea luați sau primiți toată armura lui Dumnezeu. În versetul 14, Apostolul Pavel vine și ne enumerează această armură. Așadar, țineți-vă tare sau stați gata și începe și ne spune ce trebuie ca să avem de la Dumnezeu încât să fim pregătiți să facem față. Din nou avem un pericol aici ca să hiperspiritualizăm sau să facem foarte multă alegorie. Într-adevăr, este o metaforă, dar dacă începem și spunem, ok, având mijlocul încins, bun, asta este cureaua adevărului. Probabil că erau niște curele foarte late care susțineau și spatele și asta te ține drept și de aia cureaua asta și probabil că cureaua avea unde să-ți pui pistoalele ca și în vestul sălbatic. N-avea, că erau săbii, nu? Dar probabil că săbile erau două, cum am văzut într-un film. Există un pericol a hiperspiritualizării când, de fapt, mesajul per total este foarte simplu. Există o armură dată de Dumnezeu și tu trebuie să fii dispus să primești puterea lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu, în totalitate.
lățimea curelei, numărul la pantof, la irelevant. Foarte mult timp și foarte multe cărți au fost scrise inutil pe această temă și au ratat, de fapt, esența textului care este acesta. Perseverența pe calea credinței ține de soluția totală a lui Dumnezeu, de puterea deplină a lui Dumnezeu care este îmbrăcată, care este revărsată peste credincios și nu ține de om și de puterea lui și de faptele lui și de strădania lui. Asta este chemarea Apostolului Pavel și trebuie să fim atenți ca să vedem că fiecare dintre aceste bucăți are o semnificație importantă, dar în același timp totalul este important. Mesajul este important. Să nu ne pierdem în detalii, cum este o vorbă între americani, să nu vezi pădurea din cauza copacilor. Te uiți la fiecare copăcel, la fiecare... Și tu nu mai vezi că există o pădure acolo. Și Apostolul Pavel vine și spune, ca să fim gata, să stăm gata, avem nevoie să acceptăm toată soluția lui Dumnezeu și începe și enumeră de la versetul 14 la versetul 17 această armură a lui Dumnezeu. Elementele sunt acestea. În primul rând, avem nevoie ca să avem adevărul lui Dumnezeu, să avem mijlocul încins cu adevărul lui Dumnezeu. Cu siguranță este o aluzie la cuvântul lui Dumnezeu, dar cred că este evident că este mai mult decât doar să avem în posesia noastră cuvântul lui Dumnezeu. Având mijlocul încins ne arată că noi ne-am însușit acest adevăr. Este revelația lui Dumnezeu care este a noastră, care devine adevărul nostru. Revelația lui Dumnezeu rămâne adevărată dacă eu o cred sau nu o cred. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat dacă eu mi-l însușesc sau nu mi-l însușesc. Întrebarea este dacă adevărul lui Dumnezeu este adevărat pentru mine. Dacă este adevărul meu, dacă eu mi l-am însușit, dacă eu m-am întâlnit cu Dumnezeu prin acest adevăr, atunci am mijlocul încins cu adevărul, cu cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, că știu să citesc versete din Biblie, că am un citat pentru orice dușman de-al meu, este irelevant. Devine puternic atunci când adevărul lui Dumnezeu revelat devine adevărul lui Dumnezeu care l-am însușit, care a intrat în inima mea, care a transformat inima mea. În al doilea rând, este nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății sau cu platoșa neprihănirii sau cu platoșa, permiteți-mi o parafrazare, cu platoșa justificării. Momentul în care ai îndreptățirea lui Dumnezeu, în momentul în care accepți soluția lui Dumnezeu pentru păcatele tale, în momentul în care nu mai cauți tu să te îndreptățești, în momentul în care accepți justificarea lui Dumnezeu, ești protejat de atacurile satanei, care încearcă și va încerca și cu siguranță ați experimentat să vină el care este un mincinos și a fost de la început, să vină la urechea ta și să spună, vezi, iar ai căzut. Nu ieri ziceai că nu o să mai faci prostia aia? Nu ieri te jurai tu că nu o să mai faci păcatul ăla? Un asemenea om crezi că ar putea iubi Dumnezeu? Un asemenea om crezi că ar ierta Dumnezeu? Care nu poate nici măcar să se țină de cuvânt? Ce vei răspunde? Că are dreptate, nu-i așa? Nu doar ieri ai zis că nu o să mai faci și astăzi ai făcut? Nu doar săptămâna trecută ai zis că te lași de păcatul ăla și din nou ai căzut în el? Cum o să-i răspunzi? Că are dreptate. Are dreptate parțial. Așa este. Răspunsul este da, așa este. Mă zbat în continuare. Sunt în cortul ăsta de lut în continuare. Dar nu este tot adevărul. Pentru că dreptatea care o am nu este dreptatea mea. Pentru că justificarea care o am nu este justificarea mea. Și în puterea Domnului meu, Iisus Hristos, mă bazez pe El pentru iertarea mea și pentru a pune la moarte păcatul acesta de care sunt acuzat. Asta este singurul răspuns. Dacă cazi în capcana să-mi spui, lasă că o să-ți arăt eu ție, Satan. S-ar putea să nu fie Satan, s-ar putea să fie numai conștiința ta, deci nu cădeți nici în extrema aia. Ți arăt eu, lasă că o să vezi, eu o să fac. De acum înainte nu o să mai păcătuiesc în felul ăsta niciodată. Eu sunt tare.
ce se va întâmpla? Caz din nou? Dacă nu în felul acela, în alt fel? Singurul lucru care îți va da biruință deplină, biruință peste atacul satanei prin care el vine și spune: tu crezi că ești mântuit? Tu crezi că Dumnezeu te-ar putea iubi? Și singurul lucru care îți va da biruință peste acel păcat, să poți ca să fii biruitor peste acel păcat, este îndreptățirea care ți-o dă Dumnezeu. Îndreptățirea care spune: nu pentru ceea ce ai făcut tu, ci pentru ceea ce a făcut Hristos, ești iertat. Ești acceptat în fața lui Dumnezeu. Și în momentul în care ești acceptat în fața lui Dumnezeu, știi ce vei putea face? Vei putea face ce spune Scriptura prin Apostolul Pavel. Cum să mai păcătuim? Noi care nu mai datorăm nimic păcatului. Nu mai avem nicio datorie. Nu mai suntem legați de păcat, de satan, de lumea aceasta cu absolut nimică. Îndreptățirea prin jertfa Domnului Iisus Hristos este singurul lucru care te poate elibera cu adevărat față de păcat. Care te poate ajuta ca să omori păcatul din viața ta și să faci față la atacul satanei când el vine și bate la ușă și spune: tu ești pocăit? Hai, lasă, că știu eu ce ai făcut tu aseară. Știu eu că l-ai mințit pe cutare la servici. Singurul lucru care te va proteja de la aceste atacuri și care te va împuternici ca să ai o viață cu adevărat transformată este îndreptățirea, neprihănirea, justificarea Domnului nostru Iisus Hristos. 3. Apostolul Pavel ne spune că trebuie ca să avem râvna Evangheliei sau pregătirea Evangheliei păcii. Să fim încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Ce interesant! Apostolul Pavel ne spune că trebuie ca să fim pregătiți cu Evanghelia păcii pentru război. Suntem într-o luptă spirituală, într-un război la moarte și noi trebuie să avem râvna Evangheliei păcii. Pentru că lupta adevărată merge dincolo de satan. Problema numărul unu a omului nu este satan. Problema numărul unu a omului este Dumnezeu. Problema numărul unu a omului este că în cele din urmă va sta înaintea unui Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu care va pedepsi păcatul. Un Dumnezeu care ne va pedepsi pentru orice păcat care nu este achitat. Singura soluție, singura armă cu care putem lupta împotriva acelei dileme este Evanghelia păcii lui Hristos. Cu asta te poți duce în lumea aceasta și să lupți. Să mergi la oameni care se află în lumea aceasta condamnați la moarte și să spui: am o veste bună. Am singura veste bună. Există pace între tine și Dumnezeu în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă te pocăiești și te încrezi în El. 4. Credință. În toate circumstanțele, sau pe lângă aceasta, sau depinde ce traduce aveți, dar în toate circumstanțele cred că este o traducere fidelă. În toate circumstanțele luați scutul credinței, cu care veți stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. Și dimineața am învățat într-un mod foarte minunat ce este credința. Credința este convingerea neclintită în lucrurile nevăzute. Este asigurarea unei răsplăți, unei viitor care astăzi nu se poate vedea. Și când vin săgețile vizibile ale satanei, când vin încercările vizibile, când vine accidentul de mașină, când vine boala, când vine tragedia, când vine hula împotriva ta, când vine persecuția, lucruri care le vezi și le simți pe pielea ta, singurul lucru care te va împuternici să faci față este scutul credinței. Este acea convingere neclintită în lucrurile nevăzute, în Domnul nostru Iisus Hristos, în Dumnezeul nostru care a rânduit finalul vieții noastre și finalul veșniciei noastre. Având această credință adevărată, neclintită, certă în acele lucruri, vom putea face față cu adevărat la toate aceste atacuri vizibile ale celui rău. Luați coiful mântuirii.
mântuirea noastră care este sigură prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ne protejează de la orice eșec. Ne protejează de la orice atac. Pentru că nu depinde de noi. Pentru că nu depinde de performanțele noastre. Pentru că nu depinde de faptele noastre. Pentru că depinde de jertfa desăvârșită completă a Domnului nostru Iisus Hristos. Lucrul acesta ne protejează pe deplin. Ne protejează să rezistăm împotriva atacurilor. Ne protejează ca să rezistăm împotriva tentației de a păcătui. Nu să păcătuim. Este singurul lucru care ne împuternicește să facem față la tentațiile acestei vieți, la atacurile satanei. Este faptul că noi știm că suntem siguri prin mântuirea desăvârșită care am primit-o un dar de la Domnul nostru Iisus Hristos. 6. Luați sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Care este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a lăsat în această luptă spirituală. Nu ne-a angrenat, nu ne-a angajat în armata Lui fără să ne dea un manual. Fără să ne dea o listă de instrucțiuni. Fără să ne reveleze despre El și despre voia Lui. Dumnezeu ne-a spus exact cum trebuie să luptăm această luptă. Ba mai mult, Dumnezeu ne-a spus exact cum se va sfârși această luptă. Citiți cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa, dincolo de foarte multe lucruri interesante și frumoase, care putem să speculăm exact când se va întâmpla, ce se va întâmpla, are un mesaj foarte, foarte simplu. Dumnezeu a câștigat. Istoria este sigură. Chiar dacă acum apare incertă, chiar dacă pentru cei care o citeau în primul viac se uitau și ziceau, cum adică? Cum adică vine Hristos și El va domni? Pentru că noi suntem asupriți de Imperiul Roman. Creștinii sunt aruncați la lei și arși pe rug. Și Ioan, prin revelația Duhului Sfânt, ne și spune, nu priviți la ce se poate vedea. Pentru că istoria, finalul istoriei este scrisă și Hristos este biruitor. Este biruitor acum și va fi biruitor pentru eternitate. Mesajul este foarte simplu. Hristos a biruit în această luptă, iar noi suntem biruitori prin El. Cuvântul lui Dumnezeu este acea armă care ne împuternicește să facem față atacurilor satanei, pentru că noi știm finalul. Noi știm cum se termină această istorie. Când satana vine și spune, hei, cum știi tu că vei face față? Cum știi tu că vei rezista până la capăt? Cum știi tu că istoria se va termina exact cum crezi tu că se va termina? Creștinul poate să spună, eu nu știu pentru că așa simt eu, sau pentru că așa aș vrea eu. Eu știu pentru că Dumnezeu a promis aceste lucruri în cuvântul Său. Eu știu pentru că Dumnezeu ne-a scris în această carte voia Lui, istoria și felul în care se va desfășura. Eu știu cum să răspund atacurile satanei și eu știu că aștept victoria câștigată de Domnul meu Iisus Hristos. În toate acestea, ne spune Apostolul, noi suntem mai mult decât biruitori. Suntem mai mult decât biruitori pentru că Hristos a biruit pentru noi. Suntem mai mult decât biruitori pentru că nu luptăm prin puterea noastră. Suntem mai mult decât biruitori pentru că nu depinde de efortul nostru, ci depinde de Dumnezeul nostru. În concluzie, aș sumariza chemarea Apostolului Pavel într-o singură propoziție. Fiți tari, primind sau acceptând toată armura, toată puterea lui Dumnezeu. Astfel, acceptând soluția lui Dumnezeu, acceptând puterea lui Dumnezeu, astfel veți rămâne în picioare până la capăt. Astfel veți rezista. Nu încercați să fiți biruitori în această luptă prin puterile voastre. Nu încercați prin ideile voastre, nu încercați prin uneltirile voastre, prin tactica voastră, ci bazați-vă în totalitate pe o putere care vine din afara noastră, pe puterea lui Dumnezeu. Puterea care ni se dă nouă prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci când ne pocăim, atunci când ne întoarcem, când fugim de la păcatul nostru, când ne pare rău de păcatul nostru și ne separăm de El și ne întoarcem spre Dumnezeu și ne împunem toată credința în El, acceptând soluția Lui pe deplin.
și lăsând viața noastră să fie transformată în mod radical de puterea Evangheliei și de lucrarea Duhului Sfânt. Amin.